Continuăm astăzi studiul nostru în Evanghelia după Luca și vă amintiți că am văzut în studiile anterioare, în cele două pe care le-am avut, evenimentele care au precedat nașterea Domnului, așa cum sunt ele redate în acest prim capitol al Evangheliei, pe care o studiem cu ajutorul Domnului. Astăzi vom vedea exact redarea nașterii sale, așa cum apare în capitolul 2, în prima parte a acestui capitol din Evanghelia după Luca, începând cu primul verset, vom citi. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dragător în Siria Gverinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Și primul lucru pe care trebuie să-l vedem aici, că trebuia să se împlinească profeția. Maria a fost anunțată de către înger că va rămâne însărcinată și va naște pe Mesia pe când era în Nazaret. Însă era scris că trebuia ca Mesia să se nască în Betlem. De aceea, dragii mei, să știți, Dumnezeu folosește pe oamenii din această lume, conducătorii acestei lumi și îndreaptă istoria în direcția planurilor sale. Lucrurile nu se întâmplă așa aleatoriu și sigur nu s-a gândit Cezar Augustus că el împlinește profeția, dar Fiindcă el avea obiceiul acesta să convoace din când în când câte un recensământ în tot imperiul, s-a dat o poruncă să se înscrie toți fiecare în cetatea lui de care aparține. Trebuia pe de altă parte să se împlinească așadar profeția aceasta, pe care o avem în Cartea profetului Mica, în capitolul 5, și tu efrat, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel. Și a cărui obăr și este suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. Așadar, trebuia ca Mesia să se nască nu oriunde, ci exact cum era scris, cum era profețit. Și, dragii mei, încă o dată spun: Dumnezeu cărmuiește, Dumnezeu ghidează întreaga istorie către împlinirea planurilor sale. Și să știți, la fel se întâmplă lucrurile și astăzi. Istoria are un punct culminant, ea se îndreaptă către împlinirea profețiilor. Este vorba de o perioadă a necazului, de o perioadă a judecății lui Dumnezeu timp de șapte ani pe acest pământ. Lucrurile merg în această direcție, chiar dacă asta înseamnă că răul va crește pe acest pământ. Nu avem noi cum să-l împiedicăm, profețiile se vor împlini și Dumnezeu îngăduie toate lucrurile acestea pentru ca la sfârșit Fiul Său să vină din nou cu slabă și putere să împărățească o mie de ani pe pământ. Fie că își dau seama sau nu liderii acestei lumi, liderii actuali ai țărilor și ai organizațiilor internaționale, ei merg pe această direcție a împlinirii profețiilor. Faptul că se vorbește despre globalizare, că se vorbește despre uh, niște lucruri care nu au mai fost până acum aduse în agenda internațională, nici ei nu realizează că împlinesc profeția, trebuie să existe în final o unitate globală, să fie un om pe care Scriptura îl numește omul fără de legii, liderul global care va stăpâni pe acest pământ. Așadar, Dumnezeu îngăduie toate lucrurile acestea, chiar dacă ele nu sunt plăcute, chiar dacă înseamnă o creștere a răului, Dumnezeu le îngăduie pentru că trebuie să se împlinească profețiile. Și revenind la textul acesta din Mica, aș vrea să ne uităm puțin la partea a doua a acestui verset, a profeției care fusese făcută cu sute de ani înainte de nașterea Domnului, se spune despre el că va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie sau origine se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. Și aici este foarte important, pentru că se spunea practic că Mesia care se va naște, pe de o parte, va fi fiul lui David, se va naște în descendența aceasta a regiului David, din seminția lui Iuda, dar, de cealaltă parte, El este veșnic. El vine din zilele veșniciei, El vine din eternitate. Și, dragii mei, dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan, acolo este spus foarte clar la început faptul că înainte de creație era cuvântul. La început era cuvântul. Dacă a existat un început pentru creație, pentru întregul Univers, ei bine, înainte de început era deja cuvântul. Era Domnul Isus. La început, Domnul Isus deja exista. El este, înainte de zilele veșniciei și aici spunea Mica foarte clar, a cărui obârșie se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. Singurul care este veșnic este Dumnezeu. Ei trebuiau să înțeleagă, evreii trebuiau să aibă foarte clar că Mesia lor trebuia să fie fiul lui David, adică om, dar în același timp cineva care venea din veșnicie, adică fiul lui Dumnezeu. Aceasta era împlinirea profeției și dacă este să ne întoarcem la textul pe care l-am citit din Evanghelia după Luca, Datele nașterii Domnului sunt indicate cu exactitate și e foarte frumos că se pot stabili în cronologia Imperiului Roman. Să știți, istoria aceasta antică, începând cu Egiptul, pe urmă cu Grecia antică, perioada de aur a Greciei, și mai ales istoria Imperiului Roman, acestea sunt foarte bine cunoscute, sunt studiate de către uh, savanții, uh, așadar este ușor de identificat ceea ce spune aici Luca. El afirmă că Domnul Isus s-a născut în anii de domnie a împăratului Cezar Augustus, iar acesta a condus Roma timp de 40 de ani până în anul 14 după Hristos. Și aici, dacă este să facem o paranteză istorică puțin, să vorbim despre acest Cezar Augustus. El a domnit așadar mai bine de 40 de ani. Înainte de aceasta a mai fost împreună cu alți doi într-un triumvirat. Practic în jur de 50 de ani el a avut autoritatea asupra Romei a fost fiul adoptiv al lui Iulius Cezar și a adus o perioadă de pace și prosperitate în Imperiul Roman. Înainte de nașterea Domnului, cu 27 de ani, el ocupă tronul din Roma și din punctul acela Imperiul Roman cunoaște o perioadă de prosperitate, de ridicare economică fără precedent. Practic la moartea sa, Cezar Augustus a spus că a, găsit, a primit Roma de lut și a lăsat-o plină de marmură. Practic a schimbat fața Romei și a Imperiului, și între altele a construit o rețea de drumuri, a lăsat această pace romană, Pax Romana, și Dumnezeu s-a folosit de acest împărat pentru a își împlini planurile sale, pentru a pregăti calea vestirii Evangheliei. Domnul Isus s-a născut exact în zilele acestui împărat roman foarte cunoscut, cel care a marcat, repet, perioada de aur a acestui imperiu. Apoi avem o relatare scurtă și în același timp tristă a felului în care s-a născut Fiul lui Dumnezeu. Cel care avea o bârșia, cel care avea originea în veșnicie. Observați foarte atenți, trebuie să ne uităm la aceste două versete, nu se dau multe detalii, dar este relatarea aceasta foarte tristă. De fiecare dată când o citesc, când trebuie să vorbesc din locul acesta, nu am cum să nu rămân profund marcat, fiindcă se spune aici în versetele 6 și 7, pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Absolut extraordinară imagine. Gândiți-vă bine, el era cel care a creat nu doar lumea aceasta, ci întreg universul. Oamenii de știință caută să găsească marginile universului. Însă, Deasupra întregului univers era cuvântul. Toate lucrurile au fost făcute prin el, nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Pământul este doar o părticică din întreg universul și pe acest pământ vine creatorul universului și nu se găsește niciun loc pentru el. Și spune aici foarte trist cuvântul, în casa de poposire nu era loc pentru ei. Dragii mei, n-a fost întâmplare. De fapt, nimic din viața Domnului n-a fost la întâmplare. Totul a fost coordonat și a avut o semnificație care trece până la noi astăzi, care a trecut de veacuri și ne arată nou felul în care Dumnezeu a rânduit să ne ilustreze astfel care este atitudinea noastră față de El. Atitudinea umanității este aceasta. Oamenii nu au loc pentru El. De aceea a îngăduit Dumnezeu să se nască în felul acesta. De aceea Domnul Isus a ales să se nască în felul acesta, pentru ca noi să avem clar încă de la început că lumea aceasta, într-adevăr, zace în cel rău. Că noi avem nevoie de o întoarcere la Dumnezeu, avem nevoie de o schimbare a vieții, fiindcă nu este loc pentru Isus, nu este loc pentru Fiul lui Dumnezeu în lumea aceasta pe care a creat-o. Sigur, la finalul vremurilor, El va ajunge să stăpânească, să-și așeze împărăția peste întreaga lume, dar până atunci se împlinește din nou acest cuvânt, iarăși, iarăși, oamenii nu au loc pentru Domnul. Așa cum este scris în Evanghelia după Ioan. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la Isai și Isai nu l-au primit. Ar fi trebuit ca evrei, iudeii, poporul evreu, să-l primească. A venit la Isai, el s-a născut în familia lui Iuda, în casa lui David. Trebuia să-l primească Isai. Nu l-au primit. N-a fost loc pentru el și, dincolo de faptul că așa au fost circunstanțele, probabil că foarte mulți oameni veniseră să se înscrie era foarte multă aglomerație, nu era loc în casa de oaspeți, în pensiunea, să-i spunem așa, în care se cazau cei care veneau în călătorie. Dincolo de aceasta, a fost alegerea sa suverană. Și Apostolul Pavel ne face clar acest lucru. Ne arată că el a ales așa, că el a hotărât să vină în această umilință și sărăcie, așa cum citim în a doua epistolă către Corinteni. Căci cunoașteți harul Domnului nostru, Isus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Cât de bogat era Fiul lui Dumnezeu? Absolut, în mod perfect, bogat, pentru că, repet, Universul fiind creat prin el, este posesia lui. El are totul. Atât de bogat era Fiul lui Dumnezeu, și spune aici Scriptura harul Domnului nostru Isus Hristos, în durarea lui, mila lui, el s-a făcut sărac, a ales sărăcia, din ce cauză, cu ce scop? Pentru ca prin sărăcia lui, voi să fiți îmbogățiți. Pentru ca noi să știm că Fiul lui Dumnezeu ne-a iubit, a venit la noi ca om al durerii și obișnuit cu suferință, a trăit o viață plină de suferință, iar noi putem să fim îmbogățiți, să primim viața veșnică, să fim înfiați în casa lui Dumnezeu, să ajungem moștenitori împreună cu El. Cât de multe lucruri are să ne spună acest fapt? Că Domnul Isus a ales să fie în felul acesta nașterea sa. Noi spunem puțin poetic aici că ar fi vorba de un staul, ca să folosim termenul mai obișnuit, e vorba de un grajd, de un loc în care stăteau animalele, iar ieslea înseamnă un șghiap din care mâncau. Acolo a fost pus Fiul lui Dumnezeu s-a născut în afara unei case. Cine a mai auzit de așa ceva? Cred că și cel mai sărac om din Israel, totuși avea o casă unde să se nască, însă pentru Fiul lui Dumnezeu nu s-a găsit o casă. S-a născut într-un grajd și a fost pus într-o iesle. Ce poate fi mai trist și mai mișcător decât lucrul acesta? Și repet, a fost alegerea lui suverană. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru ca noi să fim îmbogățiți primind viața veșnică. Continuăm în Evanghelia după Luca să citim de la versetul 8 ce s-a întâmplat în acea noapte. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea în prejurul turmei lor. Și observați aici, e vorba de noapte. Și iată că un înger al Domnului s-a împățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit în prejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Și aici este arătat cui s-a descoperit Domnul, unor păstori. De ce? Pentru că acolo, la Betlem, totul este plin de semnificații, nu o să intrăm în toate detaliile, dar vă amintiți, Betlemul era locul de naștere al regelui David, cel mai mare rege din istoria lui Israel. Ce ocupație avea David înainte de a fi rege? Păstor. Și observați, acolo încă erau păstori, de fapt, Până astăzi, dacă te duci în Israel, în prejurul Betlemului, încă sunt turme de oi. Este absolut extraordinar, este fascinant. Încă este viața aceasta rurală, nu s-a urbanizat și poți vedea turmele cu păstorii. Tradiția aceasta are mai bine de 3000 de ani. Nu este la întâmplare de asemenea faptul că îngerul a fost trimis la niște păstori. N-a fost trimis în casa lui Rod, n-a fost trimis la marii preoți, la farisei sau la ceilalți oameni religioși, ci la niște oameni simpli, la păstorii care se aflau într-un loc deschis cu turmele. Și aici, iarăși o paranteză. Faptul că erau într-un loc deschis împreună cu turmele lor, arată că nu era perioada iernatului, când trebuiau să le închidă și să le păstreze undeva în apropierea satului. Foarte probabil este vorba de sfârșitul toamnei. Și aici este un calcul simplu pe care îl putem face, ca să ne dăm seama pe unde a fost data nașterii Domnului, dacă lucrarea Domnului Sus a durat trei ani și jumătate. Foarte simplu pentru că știm când s-a terminat lucrarea lui, și anume în ziua de Paște, când a fost sacrificat. Jerfa Domnului Isus a avut loc chiar în ziua de Paște. Mai mari iudeilor au zis, nu în timpul praznicului să nu se facă tulburare norod, dar ceasul lui Dumnezeu era exact. În ziua când trebuia jerfit mielul de Paște, Hristos, Paștele nostru, a fost jerfit pe cruce. De aceea, dacă este să scădem doar șase luni, de la această dată, care este undeva poate să fie undeva în martie-aprilie, atunci ne dă sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie. Cam în această perioadă s-a născut Domnul, dar, dragii mei, nu e atât de importantă data nașterii. Iată, încă nu suntem pe 25 decembrie, putem să vorbim tot anul. Putem să vorbim tot timpul, fiindcă este foarte important că Domnul a venit la noi. Am ales să vorbim de data aceasta pentru că dacă lumea vorbește, deși acum de la nașterea Domnului s-a ajuns cu totul la alte tradiții, la Moș Crăciun și la alte lucruri din astea adăugate, însă, nașterea Domnului este evenimentul cel mai important pentru umanitate, faptul că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Acum, întorcându-ne la relatarea din Evanghelie, citim de la versetul 10 cuvintele Îngerului. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți că își va aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și putem să ne imaginăm teama care i-a cuprins pe păstori. Să vezi, dintr-o dată, un înger, cu toată strălucirea lui, în miezul nopții. Gândiți-vă și la acest aspect. Dacă înainte unui înger oamenii au început să tremure de teamă și primele lui cuvinte au fost acestea, nu vă temeți. Gândiți-vă, cum va fi când omul va sta înaintea lui Dumnezeu? Un înger este de ajuns să provoace teamă, dar slava lui Dumnezeu ce înseamnă? Ce va însemna acel moment când vom sta înaintea Domnului cel înviat care are ochii ca para focului și picioarele ca rama aprinsă? Ioan, evanghelistul și apostolul Ioan spune, am căzut la picioarele lui ca mort. Iată, Păstorii s-au temut când l-au văzut pe înger și primele lui cuvinte au fost acestea. Nu vă temeți, că își vă aduc o veste bună. Și, dragii mei, foarte frumos cuvântul în limba greacă, fiindcă Evanghelia lui Luca a fost scrisă în limba greacă, cuvântul este chiar Evangeliso, Înseamnă Evanghelie. Aici este dat acest termen pe care noi îl folosim pentru a chema pe oameni la împăcarea cu Dumnezeu. Este o veste bună. În ce constă această veste bună? Cum poate omul să ajungă la Dumnezeu? Cum poate omul să ajungă în viața veșnică? Iată, este o veste bună. Vestea aceasta bună începe de la nașterea Domnului. Noi vestim evanghelia și întotdeauna, dragii mei, când omul primește evanghelia. Faptul că Dumnezeu l-a trimis pe fiul său în lume Că Fiul lui a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemnul crucii. Că noi putem avea iertare fără să ne chinuim, să facem mari eforturi, să ținem zile și ani, să ținem posturi, să dăm multă milostenie. Primim iertare prin credință. Suntem iertați, suntem făcuți făpturi noi. Aceasta este Evanghelia. De fiecare dată când un om primește Evanghelia, primul lucru care se vede în viața lui și care arată că el a primit Evanghelia lui Dumnezeu este, iată, arătat încă de aici, din versetul 10. Vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie. În viața omului apare o mare bucurie. Și mă opresc aici și vreau să întreb pe fiecare. Cunoști această mare bucurie? De aceea suntem aici, de aceea vestim Evanghelia. Ca oamenii să aibă parte de o mare bucurie. Îngerul a spus, veste aceasta bună, Evanghelia, va fi o mare bucurie. Dragii mei, cei care sunt ai Domnului, indiferent ce s-ar întâmpla în lumea aceasta, chiar dacă ar fi războaie în jurul nostru, chiar dacă ar fi cataclisme, chiar dacă ar fi prigoană, noi avem o mare bucurie. O mare bucurie la început și după aceea, trăind în această bucurie, spune Apostolul Pavel, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. De ce? Pentru că știm unde mergem, știm spre ce ne îndreptăm. Bucuria aceasta anunțată de Înger spune aici că va fi pentru tot norodul, în primul rând pentru Israel. Dar astăzi este pentru orice om care primește mântuirea și se spune de ce, care este motivația acestei bucurii, fiindcă vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Și aici, dragii mei, se dau trei titluri ale Domnului în legătură cu cine este El și cu slujba Lui principală. În primul rând, El este mântuitor sau salvator. Înseamnă că noi avem nevoie să fim salvați sau să fim mântuiți. Același termen, același cuvânt, unul este arhaic, altul este prezent. De ce anume avem noi nevoie să fim salvați? Pentru că ne îndreptăm către pierzare. Omul pe pământul acesta, dacă își continuă viața lui în mod normal, destinul lui este pierzarea veșnică. El are nevoie, fiecare om de pe fața pământului, are nevoie de salvare. El are nevoie să fie scăpat. Trebuie să cerem ajutorul ca să fim salvați, altfel noi nu putem merge în veșnicie, noi nu putem avea viața veșnică, avem nevoie de salvare. Și salvarea aceasta sau mântuirea aceasta constă în iertarea păcatelor noastre, atunci când Dumnezeu ne curățește, el ne dă și viața veșnică. Așadar, slujba lui principală este cea de mântuitor. Și el încă mântuiește pe cei care se apropie cu credință de jertfa sa. În al doilea rând este spus aici Că El va fi Hristos, și aceasta înseamnă celuns cu Duhul Sfânt, în limba greacă înseamnă celuns, cuvântul Hristos înseamnă plin de Duhul Sfânt. Și n-a fost nimeni care să fi primit Duhul Sfânt fără măsură, doar Domnul Isus, și în ultimul rând se spune despre El că va fi Domnul. Și aici, iarăși, este un termen în legătură cu Divinitatea Sa. Domnul, adică Fiul lui Dumnezeu. Iar din momentul acesta după ce li se dă acest semn neobișnuit păstorilor, duceți-vă și veți găsi un prunc culcat într-o iesle. Niciodată nu mai văzuseră așa ceva. Ei acolo se mișcau, acolo era viața lor, între iesle cu animalele, dar niciodată nu găsiseră o femeie care să nască în graj și să-și pună copilul într-o iesle. Pentru ei a fost o mare uimire. Cum? S-a născut Hristos Domnul și este într-o iesle? Iar în același timp în ceruri, când Oastea Îngerilor, vedeți, este o lume spirituală pe care noi nu o vedem. Iar aici ni se dă un pic cortina la o parte ca să vedem ce se întâmpla în ceruri în momentul nașterii Domnului, în noaptea aceea. Se arată de la versetul 13: Deodată, împreună cu Îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Și aici ce e interesant, faptul că îngerii sunt grupați într-o formă asemănătoare unei armate. Oaste înseamnă armată. Îngerii, organizați în forma aceasta, au început să laude pe Domnul și se spune că erau o mulțime de oaste cerească. Repet, se dă cortina la o parte și păstorii au o sclipire a slavei lui Dumnezeu. ce e acolo în ceruri? Îngerii care laudă pe Domnul, care îl adoră pe Dumnezeu. În Apocalipsa, Vedem de asemenea când se dă cortina la o parte ce e acolo. Dragii mei, acolo suntem invitați să mergem și noi. Pentru aceasta este Evanghelia. Ca noi să ajungem acolo, să fim ca îngerii din ceruri, cum spunea Domnul Isus, la învierea morților vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în ceruri. Cântarea lor de laudă, cântarea îngerilor, este cunoscută și sub numele ei în latină, Gloria in excelsis Deo, și Vivaldi a compus o sinfonie cu acest nume, a fost sursă de inspirație pentru mulți oameni de-a lungul istoriei. Ne uităm și noi puțin la două puncte ale acestei cântări. În primul rând, îngerii spun, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, iar prin lucrarea Domnului Iisus, Tatăl și-a primit toată slava, fiindcă El a fost omul perfect. Ca om, El a fost în deplină ascultare de Tatăl, singurul om care n-a păcătuit niciodată. Iar în al doilea rând se spune, pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Pace aceasta cu Dumnezeu, fiindcă noi eram în răzvrătire față de El, este dată între oamenii plăcuți lui. Care sunt oamenii plăcuți lui? Observați, nu e pentru toți. Este doar pentru oamenii plăcuți lui. În cine își găsește Dumnezeu plăcerea astăzi? Care sunt oamenii plăcuți lui Dumnezeu? E foarte simplu să dăm răspunsul. Cei care primesc Evanghelia, adică se pocăiesc de păcatele lor, cred în jertfa Domnului Iisus, devin Copiii lui Dumnezeu. Aceștia, sunt oamenii plăcuți lui, ei trăiesc în pace. Ei sunt liniștiți. Nu e vorba de pace între noi și asta trebuie să fie, Ce vorba de pacea noastră lăuntrică pe care o avem în inim și de pacea cu Dumnezeu. După aceasta, ni se arată ce s-a întâmplat mai departe, cum s-au dus păstorii. Văzând această imagine din ceruri, vă dați seama ce impresionați au fost și s-au dus să spună Mariei să-l caute pe pruncul nou-născut și găsim scris de la versetul 15, după ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betlem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Vă dați seama ce impresii aveau, ce lucruri, ce emoții stârniseră în inima lor. Să vezi un înger, și în vis, dacă l-ai vedea, cred că ai rămâne uh, foarte uimit, dar să ai o întâlnire reală, nu cu un înger. După aceea, cu toată oastea cerească și să auzi cuvintele cântării și muzica din ceruri. Cât de impresionați au fost acești păstori și s-au dus alergând, spune că s-au dus în grabă, au văzut pe Maria și ce frumos aici că Maria a auzit cuvintele lor, a auzit ceea ce ei povesteau și ce întărire a fost pentru ei, pentru Maria și pentru Iosif. Fiindcă gândiți-vă, încă o dată, erau singuri cu copilul lor în frig, și stai și te gândești. Totuși, era vorba de Fiul lui Dumnezeu. Ei știau foarte bine. Maria fusese înștiințată, credința ei fusese întărită de către Elisabeta. Iosif fusese înștiințat de un înger că e vorba de Mesia, cel ce se va naște. Și cu toate acestea, ce întrebări probabil își puneau, cum de-am ajuns aici? Cum de suntem în locul acesta? Deodată vin acești păstori. Și le povestesc tot ceea ce au văzut, ce întărire a fost pentru credința Mariei, ce bucurie să afle ce se întâmplă în ceruri. Și iarăși este ceva interesant aici: că viziunea aceasta a îngerilor, a cerului, nu a fost dată Mariei și lui Iosif, ci unor păstori. Ei doar au primit prin credință. Observați, e vorba de credință. Credința a fost suficientă. Totuși, se pare că după aceea au mai venit și alți oameni alături de ei, acolo. Pentru că se spune în versetul 18, toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Când au povestit aceste lucruri, au fost și alții, Maria păstrat toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau în tocmai cum li se spusese. Și aici, încă o dată, Maria este imaginea unei adevărate credincioase. Ce face ea? păstrează cuvintele lui Dumnezeu în inima ei. Vă amintiți, data trecută am văzut cântarea ei de laudă la adresa lui Dumnezeu, prin care ea aducea cuvintele cântării Anei, mama lui Samuel. Ea deja strângea cuvintele lui Dumnezeu în inima ei și de data aceasta le strânge. Iată ce face un om credincios sau o femeie credincioasă în cazul acesta, strânge cuvântul lui Dumnezeu în inima ei. David spunea, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta iar în același timp și asupra păstorilor a fost un efect pentru că ei s-au întors, spune aici Scriptura, păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră. Iată încă niște oameni care făceau parte din rămășița credincioasă. Vă amintiți, am spus și în dățile trecute, era vorba de o rămășiță, de o minoritate de oameni care îl așteptau pe Mesia. Sigur, era Zaharia, care era preot și sluja la Templu. Era de așteptat ca el să cunoască profețiile și să-l aștepte pe Mesia. Era bătrânul Simeon, o să-l vedem și pe el, era Ana fata lui Fanuel, erau alți oameni la Templu, dar niște păstori. Slujba aproape cea mai de jos din Israel. Și aici, ca o aplicație pentru noi, să știți, rămășiți aceasta de la a doua sa venire. Minoritatea aceasta de oameni care îl așteaptă pe Domnul, din păcate, ea e tot mai uh, mică. Însă, cuprinde oameni de toate categoriile. De la oamenii cei mai simpli, fără multă carte, fără multă școală, până la cei mai intelectuali, până la oamenii religioși. Sunt oameni care s-au întors la Dumnezeu și îl așteaptă pe Domnul. Din toate categoriile sociale, se vede foarte clar aici, la nașterea Domnului, se va vedea și la revenirea sa. Cu aceasta mergem mai departe, la versetul 21, și ne mutăm câteva zile mai târziu, ziua 8 și apoi ziua 40 după nașterea Domnului, de la versetul 21. Când a venit ziua 8 în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus numele Isus, nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost el zămislit în pântece. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului, după cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului și ca să aducă jerfă, o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit în legea Domnului. Așadar, după 8 zile a fost tăiat prejur nu la templu, foarte probabil în casa în care în cele din urmă au reușit să intre, iar la 40 de zile, o femeie care năștea trebuia să facă un ritual de purificare, de curățire și era scris în cartea Levitic, spune aici că a împlinit Ceea ce era scris, ce era poruncit în legea Domnului. Și mergem puțin în cartea Levitic, să vedem ce era poruncit să facă o femeie la 40 de zile după nașterea unui copil. Și aici vreau să fac o paranteză. Este vorba de legea lui Israel, de legea lui Moise pentru Israel. Nu e vorba de ceva care încă este în actualitate. Citim în capitolul 12 din Levitic, când se vor împlini zilele curățirii ei pentru un fiu sau pentru o fică să aducă preotului la ușa cortului întâlnirii un miel de un an pentru arderea de tot și un pui de porumbel sau o turturea pentru jertfa de ispășire. Trebuia să vină acolo și să aducă un miel ca jertfă. Preotul să le jerfească înaintea Domnului și să facă ispășire pentru ea și astfel ea va fi curățită de curgerea sângelui ei. Aceasta este legea pentru femeia care naște un băiat sau o fată. Dacă nu poate să aducă un miel, și aici observați cum avea grijă Domnul de săraci. Dacă nu poate fiindcă e sărac, să aducă un miel, să ia două turturele sau doi pui de porumbel, unul pentru arderea de tot, altul pentru jertfa de ispășire. Preotul să facă ispășire pentru ea și va fi curat. Și, dragii mei, observați unde s-au încadrat Maria și Iosif. La categoria cea mai de jos. De aceea am citit textul din Levitic. Normalul era, dacă nu avea un miel, să-l cumpere din turmă. Să ia un miel, să-l cumpere, să-l aducă jertfă. Ei nu au avut nici atât. Nu au avut nimic. Au dus doi pui de porumbel, jerfa săracului, jerfa celui care nu avea ce să aducă. În sărăcia aceasta, cea mai de jos din Israel, acolo a ales Fiul lui Dumnezeu să se nască. Mărturia aceasta de la nașterea Domnului a fost confirmată întâi de păstori, iar acum când ajunge la 40 de zile în templu, dincolo de faptul că arată încă o dată sărăcia lor, aici vin mai mulți martori. Și în templu, era vorba foarte probabil de curtea templului, acolo se strângeau mulți evrei religioși, iar în fața acestora se întâmplă câteva lucruri. Vin două persoane și încep să spună despre pruncul acesta nou născut, să-și manifeste bucuria că în sfârșit Dumnezeu și-a împlinit făgăduința, l-a trimis pe Mesia în lume, fiul său s-a născut deja. Așa cum citim de la versetul 25, și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon, Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Și mă opresc aici încă o dată și spun, el aștepta mângâierea lui Israel, îl aștepta pe Mesia. Încă o dată suntem în fața aceleași perspective. Noi trebuie să-l așteptăm pe Mesia. Este o rămășiță. Nu tot Israelul l-a aștepta. Nu tot Israelul era cu ochii atenți să vadă unde se va naște Mesia. Ei erau oameni religioși, mergeau la templu și aduceau jerfele foarte buni credincioși. N-au știut nimic când a venit Mesia. Și vă spun, când va veni Domnul Isus a doua oară, spune Scriptura la fel. N-au știut nimic. Nu vor ști nimic. Oameni care spun creștini, habar nu o să aibă că a fost vorba de răpirea bisericii. O să servească minciuna și o să o dea mai departe și celor care îi ascultă foarte, foarte creduri. Revin la textul citit, Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul Sfânt. Și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Dragi mei, care era caracteristica de bază a acestui om? Era un om sfânt, cu teamă de Dumnezeu. Care era consecința? Duhul Sfânt era peste el. Încă nu vorbim de epoca bisericii, încă nu se revărsase Duhul Sfânt la cinzecime, dar în mod individual Duhul Sfânt se cobora peste anumite persoane și Duhul Sfânt, spune aici Scriptura, Duhul Sfânt era peste el. Observați lucrarea Duhului Sfânt. În primul rând că era peste el. În al doilea rând, îi dădea profeție. Duhul Sfânt îl înștiințase. Ce? Că se va naște Mesia. N-a aflat de la Maria, n-a aflat de la păstori. Duhul Sfânt i-a spus, vezi că se naște Mesia. Vezi că se împlinește așteptarea ta, în sfârșit. Și iarăși vin și aplic la vremea noastră. Duhul Sfânt îi avertizează pe oameni că vine Domnul, pe cei care îl așteaptă, în curăție. Și în al treilea rând, tot Duhul Sfânt, spune aici Scriptura, el a venit în templu mâna de Duhul. Aici este clară indicația. I-a spus, du-te în templu, că acum este Mesia în templu. Exact în A40 a 40-a zi, Simeon, mergi în templu. Iată, aici este Mesia. Observați ce face Duhul Sfânt? De lumină. Când un om trăiește după voia lui Dumnezeu, când vrea să trăiască în curăție, Duhul Sfânt îți dă lumină. Știe unde să te ducă, nu asculți orice, e pe internet o multitudine de tot felul de învățături. Și zice omul, hai să ascult și de colo și de dincolo. Da, de ce să nu guști puțin o treabă? Să vezi cum e. Poți să faci asta? Să vezi să guști o treabă? O treabă nu se gustă pentru că te omoară. Ai gustat-o și pe urmă gata. Ți-ai dat seama că e nocivă. Și din momentul acela ai murit spiritual. Nu guști o treabă. Dacă stai călăuzit de Duhul Sfânt, El îți spune unde să te duci, ce să faci, pe cine să asculți. Eu am rămas absolut uimit când am avut mărturiile celor care s-au întors la Domnul și s-au botezat. Cum le-a dat Dumnezeu călăuzire? Uneori a fost supranatural. Noi avem asta astăzi, dragii mei. Supranatural. Du-te acolo. Ascultă așa. Întoarce-te la mine. Observați, Duhul Sfânt încă mai lucrează. Și de fapt eu mă rog să lucreze supranatural în poporul ăsta. Dacă mai e vreun om care îl caută sincer pe Dumnezeu, nu o religie, să meargă pe la o adunare, să vadă ia ce acolo, ce mai e? Ei ce fel de show fac? Noi nu facem niciun show. Biserica nu e un show. Și nu are rost să mai spun cum privește Dumnezeu asta, dacă pe noi ne revoltă. Dar dacă cineva este sincer, Duhul Sfânt îl călăuzește. Unde să se ducă? Ce să asculte? Ce să primească? Ce să respingă? Pe omul acesta l-a călăuzit exact și repet, era în vremea dinaintea bisericii, dinaintea revărsării Duhului Sfânt la cinzecime, era în vremea Vechiului Testament. Și fiindcă un om era cu teamă de Dumnezeu, nu era preot, nu era dintre cei religioși, era un om simplu, un om în vârstă. Omul acesta trăise cu teama lui Dumnezeu, trăise în curăție, și Duhul Sfânt îi arată, du-te acolo, iată, acesta este pruncul și mai mult decât atât. Îi dă cuvinte, îi dă prorocie. Dragii mei, aici este o prorocie, este o cântare de laudă, dar este și o prorocie. Fiindcă el izbucnește într-o cântare de laudă. Și spune aici, în această ultimă cântare, este a patra din primele două capitole din Luca, a patra cântare de laudă, după cea a îngerilor, care a fost a treia. În această cântare se dau tot prin Duhul Sfânt câteva elemente esențiale ale lucrării lui Mesia. Spune Simeon, au văzut ochii mei mântuirea ta. El a văzut un prunc, ce mântuire poate să fie într-un prunc de 40 de zile? Prin credință el a știut că acel prunc va aduce mântuire pentru toți oamenii. Mântuirea pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor și aici era ceva inovator pentru că ei așteptau pe Mesia pentru Israel. Neamurile erau goim, necurați, nu, la neamuri nu puteai să mănânci cu ei, nu puteai să te asociezi cu ei, nu aveai nimic în comun cu ei. Și aici vine Simeon și spune, mântuirea asta este înaintea tuturor popoarelor. Este așa? Iată, s-a împlinit până astăzi. Noi suntem din acești, dintre oamenii considerați de Israel necurați. Iată, Dumnezeu ne-a curățit prin harul său. Lumina care să lumineze neamurile, încă o dată e vorba de națiunile pământului, neamuri înseamnă popoare sau națiuni, și slava poporului tău Israel. Bineînțeles și Israel a primit slavă și va primi mai ales atunci când Domnul va veni să domnească. Atunci vor vedea toate neamurile slava lui Israel. Au văzut-o și atunci pentru că, spune tot Ioan, și noi am văzut slava sa. Slavă ca a singurului născut din tatăl. Am primit har după har. Au putut să vadă pe Fiul lui Dumnezeu. Iar Domnul a spus, cine mă vede pe mine, l-a văzut pe tatăl au putut să vadă slava lui Dumnezeu pe fața Domnului Iisus Hristos. Mulți oameni pricăniți au dorit să trăiască o singură zi din acele ale Fiului Omului și iată, ucenicii au avut ocazia să le trăiască, să vadă slava în mijlocul poporului Israel. Iar apoi, Maria este prezentată încă o dată, strângând aceste cuvinte în inima ei. Auzi auzit ce au spus păstorii despre îngeri, le-a strâns în inima ei. Se pare, iarăși în paranteză fie spus, se pare că o sursă de informare pentru Luca a fost chiar Maria și a putut să-i spună cine putea să spună ce a fost la nașterea Domnului. Cineva care a fost martor ocular, care a trăit evenimentele și Luca tot spune, strângea aceste cuvinte în inima ei. iată de unde le știu, pentru că ea le-a strâns, eu le scriu. Se spune în tradiția creștină, Luca o cunoștea pe Maria, care era membra a bisericii primare, o vedem în camera de sus, în odaia de sus, atunci când se coboară Duhul Sfânt. De aceea găsim scrise aceste cuvinte. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Tatăl cu ghilimelele de rigoare, pentru că tatăl era Dumnezeu din cer. Aici este vorba de Iosif. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui, Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Duhul Sfânt Îngrijește în mod personal de fiecare credincioasă al lui, și în cazul acesta de Maria. Pentru o astfel de inimă credincioasă, domnul are cuvinte direct. Și iată, și aici este vorba tot de o profeție, care spune următoarele: copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multor ani în Israel. Cine s-a prăbușit sau cine au fost oamenii care s-au prăbușit, în primul rând fariseii. În al doilea rând, saducheii, farisei erau grupul cel mai îngust care trăiau, spuneau ei, după legea lui Moise. Saducheii erau preoții în marea lor majoritate și ei s-au prăbușit. Liderii ceilalți religioși și învățătorii legii și ei s-au prăbușit. Irod și toată dinastia lui și ea s-a prăbușit. S-au împlinit aceste cuvinte. Copilul acesta este rânduit spre prăbușirea multora, dar și spre ridicarea multora. Cine a fost cei ridicați? Păstorii pescarii, oamenii simpli, mai ales cei din zona Galilei, oameni simpli, oameni săraci, aceștia au fost ridicați, cei înălțați în funcții și care se credeau foarte înțelepți au fost coborâți. De asemenea îi spune Mariei că fiul ei va fi un semn care va stârni împotrivire. Dragii mei, câtă împotrivire a stârnit Domnul încă de la nașterea lui? Vom vedea data viitoare că Irod de-abia se născuse Mesia, și diavolul a intrat în Irod și a dat această poruncă, căutând, practic, să îl ucidă pe Domnul Isus, încă înainte de a înfăptui lucrarea mântuirii. Din momentul acela, până astăzi, el strânește împotrivire. Când cineva îl primește pe Domnul în viața lui, când cineva se pocăiește, se împlinesc încă o dată aceste cuvinte. Va fi un semn care va stârni împotrivire. E un semn bun. Sigur, împotrivirea nu este plăcută. Îți aduce întristare, mai ales când vine din partea celor din casa ta, din familia ta sau a colegilor de serviciu. Dar dacă nu stârnește împotrivire, înseamnă că nu te-ai întors cu adevărat la Dumnezeu. Fiindcă Fiul lui Dumnezeu va fi un semn care va stârni împotrivire până astăzi. Și în cele din urmă îi spune: chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie, și aici este o clară referință la suferința Mariei, fiindcă, dragii mei, Maria a mers cu Domnul până la cruce. A stat în fața crucii. Nu se spune despre ceilalți ucenici, doar despre Ioan se spune. Despre ceilalți este scris că l-au părăsit de teamă, dar Ioan a stat la cruce împreună cu Maria și Domnul a avut grijă în puținele cuvinte pe care le-a rostit pe cruce. Unul a fost să o ducă Ioan pe Maria acasă. Din momentul acela Maria a mers în casa lui Ioan și a rămas sub îngrijirea lui. S-au împlinit și aceste cuvinte, sufletul ei a fost străpuns de o sabie, să-ți vezi fiul ucis în chinuri, să-l vezi plin de sânge, să-l vezi pe o cruce, moartea cea mai de jos, cea mai oribilă pe care o aveau romanii la dispoziție era aceasta. Batjocura cea mai mare era să fi răstignit pe o cruce. Sufletul Mariei a fost străpuns cu adevărat de o sabie. Și în cele din urmă este prezentată și ultima martoră la nașterea Domnului, încă o femeie plină de Duhul Sfânt, care le vorbește și ea, nu se dau cuvintele, dar le vorbește celor din jur, despre Mesia. Așa cum citim de la versetul 36, mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel din seminția lui Așer. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei șapte ani după fecioriei ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, era ceva rar să ajungi la vârsta asta în Israel, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte sluja lui Dumnezeu cu poși și cu rugăciuni. Păi ești în vârstă, mai poți să postești la 84 de ani? A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Și am să mă opresc un pic că avem de învățat din viața acestei persoane, acestei credincioase de 84 de ani. Are doar 2-3 versete în scriptură, dar avem ceva de învățat de aici. În primul rând că era din seminția lui Așer, și aici este de remarcat că pe lângă Iuda și Beniamin și Levi. În afară de aceste trei seminții, iată, și seminția lui Așer încă era reprezentată în Israel, că s-a tot pus problema unde sunt cele 10 seminții pierdute, iată că una cel puțin nu era pierdută, era acolo din Asher și probabil și altele au mai fost, nu intrăm acum în detalii. Revenim la Ana. Spune aici Scriptura că trăise șapte ani căsătorită și avea 84 de ani. Aproape 60 de ani de văduvie. 60 de ani a trăit văduvă, aceasta însemna foarte multe probleme în viață, fiindcă nu găseai de lucru ca văduvă, depindeai de ajutorul altora, era foarte dificil să fii văduvă în Israel. De aceea vedem în Biserica Primară că era o grijă specială pentru orfani și pentru văduve. Dumnezeu vorbește de acest lucru, nu era un sistem de asigurări sociale și așa mai departe. Șapte ani a trăit doar cu soțul ei. La 25-27 de ani, dacă e să estimăm, a rămas văduvă. Și ar fi putut să se revolte în inima ei, să zică, Doamne, doar șapte ani, nu se spune că ar fi avut copii. Doar șapte ani am trăit cu soțul meu, mai ai lăsat văduvă, ce o să fac toată viața? Putea să se nască în inima ei tot felul de întrebări și să fie revoltată împotriva lui Dumnezeu. Doamne, de ce mi-ai dat-o astfel de soartă? Eu sunt credincioasă și am rămas văduvă. În loc de asta, Ana își alege partea ce bună. Și aproape 60 de ani îi slujește lui Dumnezeu. Cu dedicare, așteptând pe Mesia. Nu era vorba că în ziua aceea l-a așteptat. Ea l-a așteptat de zeci de ani și îi sluja lui Dumnezeu. Dragii mei, observați, ai o alegere întotdeauna de făcut când vin lucruri grave în viața ta, când vin uh, lucruri tragice. Poți să te răzvrătești împotriva Domnului și mulți fac asta, sau poți să te alipești de El și să spui, eu îi voi sluji Domnului orice s-ar întâmpla. Ana s-a lipit de Domnul și Dumnezeu i-a răsplătit această fidelitate pentru că este scris, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte sluja lui Dumnezeu cu poși și rugăciuni. Mie nu mai rămâne nimic în lumea asta. Eu vreau să mă lipesc de Dumnezeu. Zi și noapte, până la capăt, orice s-ar întâmpla, eu vreau să-i slujez lui Dumnezeu și aștept venirea lui Mesia. Și iată, Mesia îi se descoperă. Cred că sunt astfel de persoane și astăzi, persoane în vârstă, în țară și în afară, care fac parte din rămășița credincioasă. Pe unele din aceste persoane le-am cunoscut și eu, Iată, credința unui om nu rămâne niciodată fără rezultate. Ea ajunge să-l vadă pe Mesia și să le spună și altora. Spune aici în versetul 38, a venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Ceea ce înseamnă că și ea a avut de la Duhul Sfânt călăuzire, spune în același ceas, nu doar în ziua respectivă, putea să vină mai târziu și deja să fi plecat. Duhul Sfânt o trimite și spune aici, în ceasul ăsta, acesta este Mesia, și a început să le spună tuturor cine era acel prunc, cine era acel Isus și ce se va întâmpla, celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Iar Iarăși vedem aici rămășița aceasta credincioasă care l-aștepta pe Mesia. Luca trece din momentul acesta direct la vârsta de 12 ani, dar Matei prezintă un eveniment care a avut loc între ziua aceasta 40 a 40-a, după nașterea Domnului, și vârsta de maxim 2 ani în această perioadă de timp vin magii la Ierusalim, așa cum vom vedea data viitoare. Acum vreau să mergem repede la câteva aplicații pentru viața noastră. Nu citim, repet, cuvântul doar ca să ne informăm și doar ca să știm. Probabil, majoritatea deja cunoașteți lucrurile acestea, n-au fost o noutate, pentru unii poate au fost câteva elemente noi. Este bine să ne hrănim cu cuvântul Domnului, spunea Apostolul Pavel, mie nu mi este greu să vă spun aceleași lucruri și vouă vă este de folos. Dar mergem la aplicații. Ce are să ne spună nou astăzi? În primul rând, nașterea sa a fost în umilință și sărăcie. Vrea să ne arate ceva Domnul prin aceste lucruri? Învățăm noi ceva din toate acestea? Din faptul că El a ales smerenia cea mai mare, cea mai profundă și sărăcia, de asemenea, cea mai de jos? Nu cred, nu spune Scriptura, nu găsim nicăieri scris, nici în tradiție, că s-a mai născut vreodată un copil în aceste condiții, iată, Fiul lui Dumnezeu a întrecut în zmerenie și în sărăcie pe toți ceilalți din Israel. El a ales așa, putea să se nască în palatul imperial al lui Rod sau în orice alt palat și oricum ar fi fost prea puțin pentru el. Și revin la cuvintele apostolului Pavel, pe care le-am citit mai devreme, căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți. Cuvintele acestea au fost date de Pavel în contextul strângerii de ajutoare pentru săraci. Ceea ce vrea să ne spună și nouă că trebuie să fim foarte atenți cu săracii, pentru că Domnul a fost sărac, Domnul a avut nevoie să fie ajutat, iar aici, observați, Dumnezeu în mod supranatural l-a ajutat, fiindcă i-a trimis pe păstori, și probabil păstorii le-au lăsat și ceva din produsele pe care le aveau de la turma lor. Nu spune clar scriptura, dar cu siguranță ceva daruri au lăsat și ei acolo. Ei trăiau practic de pe o zi pe alta, iar Dumnezeu s-a îngrijit, mai ales atunci când au venit magii, să nu ducă lipsă de nimic. Așadar, în mod special, este vorba de o viață în cumpătare. Dacă Domnul a trăit în sărăcie, cum își permit oamenii să predice astăzi creștinismul ca o formă de a te îmbogăți, de a prospera? De unde nebunia Evangheliei Prosperității și Succesului? Când Domnul Isus a trăit așa, ucenicii au trăit așa, primii creștini au trăit așa, de unde aceasta? Face parte din lepădarea de credință din apostazia zilelor din urmă. În al doilea rând, este scris aici că Domnul a adus mântuire pentru toate națiunile pământului, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Mântuirea pe care a dus-o El l-a costat totul. Nu ceva, ci totul. Viața Lui a început cu o iesle și s-a terminat cu o cruce. Iar între acestea două s-a situat o perioadă în care Scriptura spune că a fost om al durerii și obișnuit cu suferință. Așa a fost viața Domnului nostru. Mântuirea aceasta, dragii mei, pe El l-a costat totul. Noi nu trebuie decât să o primim. Este o mântuire foarte mare, extrem de mare, și este o întrebare în Scriptură, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Nu poți să stai nepăsător. Să spui, să a născut Fiul lui Dumnezeu, a murit pe o cruce, a înviat, bine, asta toată lumea o știe, suntem creștini, știm aceste adevăruri și ne vedem de viață. Nu, nu poți să stai nepăsător. Mântuirea aceasta trebuie să nască în viața ta o atitudine. În primul rând să o primești, să fii născut din nou și în al doilea rând, aici, întrebarea este dată mai ales creștinilor celor dintre evrei, trebuie să te provoace la o viață de sfințenie și de asemănare cu Domnul. Să semănăm și noi cu El, aceasta înseamnă a fi ucenicii săi. Toți cei ce se pocăiesc cu adevărat și cred din toată inima în jertfa sa, ajung să fie partea bisericii și foarte curând, acum atenția lui Dumnezeu este asupra bisericii sale, foarte curând Dumnezeu își va muta atenția din nou asupra lui Israel, Acum mântuirea este dată tuturor neamurilor, pe urmă va veni slava poporului său Israel, când tot Israelul va fi mântuit în timpul necazului. Iar în ultimul rând vorbim din nou de rămășița aceasta sfântă de la prima venire a Domnului și vă spun încă o dată, cred că e vorba de o rămășiță din ce în ce mai mică a celor care vor pleca la a doua sa venire. Nu toți cei care vorbesc de venirea Domnului vor avea parte de ea. Preoții care au știut foarte bine să indice lui Irod, vom vedea data viitoare, unde se va naște Mesia, nu s-au dus să-L caute pe Mesia. Nu s-au întors la Dumnezeu. Oamenii vorbesc astăzi de venirea Domnului. Și facem multă audiență, e un subiect foarte bun să facem talk show-uri. Pentru că atragem audiență, așa gândesc ei. Însă, câți oameni se pregătesc pentru venirea Domnului? Era vorba doar de o minoritate, de o rămășiță. Dragii mei, vă spun, la fel se întâmplă astăzi. Oamenii vorbesc de toate lucrurile. Însă Domnul este aproape să vină și el are doar o mică rămășiță care îl așteaptă și care va pleca împreună cu el. Mult mai puțin decât ne gândim noi. Care erau însă caracteristicile acestei rămășiți? Cum știi că faci parte dintre cei care îl așteaptă pe Domnul? Nu doar să spui îl aștept pe Domnul, să fie o schimbare, să fie o transformare. Iată ce aveau ei în comun. În primul rând, toți aveau teamă de Dumnezeu despre toți oamenii aceștia. Fie că e Simeon, Zaharia, Ana... Oricine de acolo erau oameni cu teamă de Dumnezeu. Asta înseamnă o viață sfântă. Te temi de Dumnezeu. De ce trăiești o viață sfântă? Că spune păstorul, că spune cineva că n-ai voie acolo, că n-ai voie dincolo. Nu! Tu trebuie să faci asta față de Dumnezeu. Este între tine și Dumnezeu. Și ăsta va fi principalul criteriu de departajare în ziua venirii Domnului. Cine trăiește cu adevărat în Sfințenie? Dragii mei, de ce trebuie să facem noi adunare aici? Nu sunt aici destule adunări în București? De ce? Pentru că nu se predică Sfințenie, pentru că nu se trăiește, pentru că nu-i teamă de Dumnezeu. Oamenii cred că se joacă cu Dumnezeu. Și mă gândesc deseori, cât de mulți sunt într-adevăr oamenii cu teamă de Dumnezeu, care să se înfioare în prezența Lui, să nu vină la adunare ca la un show, să nu vină doar să audă niște lucruri, să simtă prezența Lui, să spună, Doamne, Tu ești aici! În al doilea rând, teama de Dumnezeu te duce la o relație cu El. Te curățești, mărturisești păcatul, și ai o relație cu El. Toți oamenii aceștia din Rămășița Sfântă, de la început, aveau o relație personală cu El. Și se spune că mulți dintre ei erau în post și rugăciune. Nu pentru alte lucruri, ci ca să se apropie de Dumnezeu. Așa îl căutau. Nu că îți câștigi mântuirea cu post și rugăciune. Când eram în Ortodoxie, țineam și eu multe posturi și de 40 de zile, înainte de Paște, înainte de Crăciun. Nu e vorba de asta. E vorba de o relație personală cu El. Nu o rugăciune sporadică și din când în când. Să fii cu El, să vorbești cu El în fiecare zi. Viața noastră cu Dumnezeu trebuie să fie de continuă rugăciune, de continuă relație. În al treilea rând, oamenii aceștia aveau o viață și o inimă curată. Se vede foarte clar că trăiau în curăție. Erau înaintea lui Dumnezeu cu inima curată. Al patrulea lucru din rămășița aceasta, ei strângeau cuvintele Domnului în inima lor. Cine este cu adevărat atent la lucrurile care se întâmplă și îl așteaptă pe Domnul, strânge cuvintele lui Dumnezeu în inimă, fiindcă aceste cuvinte ne transformă. Ele au viață. Cuvântul lui Dumnezeu, El însuși a spus, cuvintele mele sunt Duh și viață. Ele au viață, au puterea de a transforma prin Duhul Sfânt. Dumnezeu îți aduce aminte cuvintele acestea. Le mai asculți încă o dată. Ele te transformă, te schimbă, te fac să te gândești. Ferice de omul care zi și noapte cugetă la cuvântul Domnului. Și în final, ca o consecință, după ce deosebeai rămășița sfântă, toți oamenii aceștia aveau prezența și lucrarea Duhului Sfânt în viața lor. Aici este pecetea. Aici e diferența. Duhul Sfânt face diferența. Prezența Lui, lucrarea Lui, descoperirile pe care le dă El, descoperiri din cuvânt, despre ceea ce se întâmplă, despre ceea ce vine. Duhul Sfânt încă vorbește cu mult mai mult acum, la sfârșitul vremurilor, decât la prima lui venire. Pentru că acum suntem în epoca Bisericii, în care putem fi plini de Duhul Sfânt. Și Domnul își dorește o biserică plină de Duhul Sfânt. Dacă e vorba să fie vreodată o nouă biserică aici, trebuie să fie una plină de Duhul Sfânt. Altfel, nu are rost să fie încă una în plus. Oamenii aceștia treau toți plini de Duhul Sfânt. Și uh, se vede cum Duhul Sfânt le vorbea e călăuzea, cu mult mai mult, repet, Duhul Sfânt se manifestă, și se coboară și lucrează în zilele acestea din urmă, dăm mărturie pentru acest lucru. Domnul își cunoaște și astăzi biserica. Atunci cunoștea rămășița aceasta. Le-a descoperit pe Mesia. I-a dus la templu. Le-a spus ce se va întâmpla. Nu au fost în ceață, nu au fost în întuneric. Domnul le vorbea în mod personal. Dragii mei, și astăzi Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Temelia tare, spune aici Pavel, Temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, nimeni nu poate schimba. Având pe cetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Nu toți care spun că sunt ai lui sunt într-adevăr. Domnul îi cunoaște și îi arată și nouă. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Cine sunt cei care fac parte din rămășița sfântă pe care îi cunoaște Domnul? Pe aceia care se depărtează de fără de lege. Dragii mei, cine face parte din lucrarea lui Dumnezeu cu adevărat, este scris aici, temelia rămâne nezguduită. Dumnezeu îl cunoaște. Și întrebarea nu este dacă tu îl cunoști, spunea cineva, ci dacă El te va recunoaște în ziua aceea. După ce te va recunoaște? După acest criteriu. Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege, să te duci departe, să fugi de orice păcat, de orice ți se pare rău, spunea în Scriptură, să fugi de orice lucru care este păcătos. Așa te apropii de Dumnezeu. Altfel, doar vorbim, ne întâlnim și nu avem niciun rezultat din toate. Scopul acestor adunări și scopul vestirii Evangheliei este chiar acesta, ca Dumnezeu să ridice pe această temelie lucrarea sa, alcătuită din oameni care au teamă de el, în a căror viață Dumnezeu lucrează prin Duhul Sfânt, care au fost născuți din nou și care în mod continuu se depărtează, aleg să se îndepărteze de fără de lege. Nu doar o dată în viață te lepezi de păcat, ci te depărtezi în fiecare zi, fiindcă provocările vor fi tot timpul, diavolul tot timpul îți va da ceva ca să te atragă în lume, te depărtezi de ce rău. Alegi pe Dumnezeu și vei avea parte de El. Va trece și generația noastră, va veni Domnul sau vom trece noi la El și se va scrie și în dreptul nostru ceva. Despre ei s-a scris că l-au cunoscut pe Mesia. Ce se va scrie despre fiecare dintre noi? Aceasta ne determinăm noi astăzi și în zilele care urmează. Domnul să ne ajute să strângem și noi aceste cuvinte în inima noastră, ele să producă viață, să ne transforme, să ducă curățire, să ne mărturisim dacă avem ceva de mărturisit, să ne împăcăm cu Dumnezeu, să punem lucrurile în rânduială, să facem parte din rămășița aceasta sfântă, fiindcă Domnul este foarte, foarte aproape să se întoarcă, El să fie slăvit în toate. Amin.